personalități ale epocii moderne și contemporane din România au contribuit semnificativ la construirea unei imagini pozitive a țării în spațiul occidental. Unul dintre aceste spații este, bineînțeles, capitala Franței, Paris. De-a lungul timpului, mulți oameni de știință, scriitori, pictori și mari muzicieni au făcut istorie în orașul luminilor. Astăzi, la Paris, noua generație de români care au studiat și s-au stabilit aici se gândesc la diferite modalități de a face cunoscute prezențele românești de-a lungul timpului. Sunt Maria Smaranda. Eu am terminat filozofia la București, am început și istoria artei. Am terminat-o în Franța, în Dijon, cu o bursă Erasmus. Apoi am studiat managementul proiectelor culturale cu o bursă de la guvernul francez. Și acum 3 ani am ajuns în Paris, în cartierul Latin, ca student bursier al guvernului francez. Și țin minte că stăteam lângă Place Benjamin Fondan, care este la capătul unei străduțe care se cheamă Rue Rollin. Și într-o zi un prieten vine pe la mine și îmi spune: știi, stai lângă Place Benjamin Fondan. Știi că e român? Și nu știam. Plus, prietenul acesta era polonez. Așa că ideea acestui proiect e oarecum împotriva unei proprii ignoranțe, necunoștințe oarecum a istoriei românilor din Paris. Proiectul este destul de simplu. Este vorba de o aplicație mobilă, deci pe telefon, care geolocalizează locurile de memorie ale românilor din Paris. De ce? Pentru că această informație bogată asupra istoriei românilor din Paris ar trebui făcută mai mult accesibilă și unui public mai larg. Și ar trebui ca toate aceste informații să fie mai ușor accesibile. Proiectul este făcut împreună cu prietenul meu, Mihil, care este din Belgia, dar învață limba română, studiază istoria, deci ne ocupăm de partea de cercetare, dar esențial pentru acest proiect a fost Asociația Romanii în IT, care este o rețea globală de ingineri români, care s-au înființat și ei destul de recent și care ne-au susținut încă de la început cu acest proiect și împreună gândim această aplicație. Ceea ce urmează este să mai obținem și susținere financiară și comunicare asupra proiectului. Avem susținerea ambasadei din Paris, române din Paris, în termen de vizibilitate. Contextul 2018 este favorabil pentru că va fi centenarul. Se va sărbători centenarul în Marea Unire. Este și anul european al patrimoniului cultural din Europa, deci contextul global e destul de important. Și ceea ce am început noi să facem a fost să punem în practică, prin vizite ghidate clasice, această idee. Am început să organizăm vizite ghidate prin Paris, început de la Universitatea de Medicină, acum suntem lângă Odeon, Rue de l'Odeon. Cioran a trăit aici în a doua parte a vieții sale. Ionesco își corecta textele, poate la această terasă destul de celebră, care exista încă în 1950-60. Teatrul Odeon, în care au avut loc piesele lui, este desigur foarte cunoscut și la Teatrul de la Huchette, unde piesa lui se joacă în continuu. A depășit 18.000 de reprezentații. Și am observat că este un interes al românilor din Paris, dar și a francezilor. Aplicația pe care vrem să o lansăm, obiectivul nostru este să o lansăm în primăvara lui 2018. Aplicația va fi în franceză și în română și va conține toate aceste mici istorii
acompaniate de poze. Vedem exact cum o să fie, dar cam asta este ideea globală. Această aplicație le va ghida pe vizitor spre locurile de memorie, încercând să punem în lumină personalitățile care sunt deja cunoscute sau unele care nu sunt foarte cunoscute și astfel să punem în lumină relația dintre România și Franța, despre care se vorbește atât de mult, dar concret încă nu avem o imagine foarte clară ce însemna. Printre cele mai cunoscute personalități din România, ce au studiat și au trăit în diferite perioade la Paris, îi regăsim pe Carol Davila, Elena Văcărescu sau Eugen Ionesco, Mircea Eliade, Emil Cioran. Ne începem vizita cu Carol Davila, care are origini franco-italiene, Nicolae Crețulescu, care aceștia împreună au fondat Universitatea de Medicină și Farmacie din București. Apoi ne continuăm vizita pe Rue de l'École de Médecine cu Paul Celan, un poet foarte important în spațiu german, mai ales după al doilea război mondial, a fost evreu. Toată familia lui a fost ucisă în timpul războiului. Este oarecum necunoscut, dar și-a trăit mare parte din viața la Paris, a devenit francez apoi. Continuăm spre prima biserică română fondată la Paris în 1853 de Arhimanditus Cristina Goveanu, unde se susținea unirea principatelor și desigur era loc de slujbă. Și comunitatea românească se întâlnea, discutau, se uneau. 1848, anul Revoluției, foarte important, lobby-ul făcut de studenții de aici, de la Sorbona, a determinat atitudinea clasei politice a Parisului, care au susținut independența și unirea din România, principatelor, care apoi s-au unit sub România. Strada Rue Racine, acolo a fost fondată prima biserică românească a comunității românești, care era atunci în principiu din studenții de acolo. Mai erau și câțiva studenți greci. Arhimanditul Snagoveanu ținea slujbele și în română și în greacă. Și în același timp pleda, era un revoluționar, pleda pentru o Românie unită. Apoi această comunitate s-a mutat la biserica actuală Jean de Beauvais, dar este tot în acest cartier vedem că au început primele mișcări, a unei organizări a comunității românești care devenea în ce mai importantă odată cu Revoluția. Continuăm la grădina Luxemburg, unde vorbim de Iulia Hajdeu, care stătea nu foarte departe, care urma cursul la Sorbona. Era doctorandă până când, tragic, a murit. Apoi mergem până la Sorbona, unde vorbim de pașoptiști. Și apoi ajungem până la Panteon, unde vorbim de Dimitrie Cantemir, al cărui nume se găsește pe peretele bibliotecii Saint-Geneviève, care este Sfânta Protectoare a Parisului. Și terminăm la Panteon cu o povestioară foarte interesantă despre Puvis de Chavannes și modelul său, Maria Cantacuzino, care a fost soția lui și model pentru numeroase picturi murale din Panteon, care o reprezintă pe Saint-Geneviève după modelul Mariei Cantacuzino. Mare parte din aceste informații le-am luat din cartea lui Jean-Yves Conrad, Roumanie, capital Paris. L-am întâlnit foarte generos, s-a oferit să ne ajute. Desigur, completăm cu cercetări proprii, căutăm poze, mai ales pentru acest proiect să ilustrăm. Și sperăm să strângem cât mai multe informații pe care apoi să le punem în aplicații, să fie disponibile tuturor.
Noi am început cu această vizită, dar desigur ar mai fi multe de făcut, de exemplu în cartierul Montparnasse. Vorbim de Brâncuș, vorbim de Victor Brauner. Desigur ar mai fi zone precum Gard de l'Est, deoarece de acolo veneau trenurile din Est. Desigur de Henri Coandă, de Traian Buia, de Tristan Tzara. Din toate domeniile există personalități marcante, atât pentru România, cât și pentru Franța. Așadar, acest proiect inițiat de Maria Smaranda aduce în prim plan turismul cultural și beneficiile tehnologiei actuale. Obiectivul nostru este ca proiectul să fie gata în primăvara anului 2018. Vedem cum evoluează. Lucrăm cu partenerii noștri români în IT, cum spuneam, care ne dau o foarte mare susținere, și împreună cu oameni voluntari care ne mai dau informații, pe care e interesat acest proiect și care sunt și ei plăcuți, surprinși și să știe că există astfel de inițiative. Și cred că o centralizare a puterilor fiecăruia poate fi importantă pentru proiect, pentru comunitate, pentru vizibilitate în România. Vă așteptăm să descoperim împreună bogăția relațiilor dintre România și Franța pe urmele marilor români din Paris. Pe curând!